păcate, victima era decedată. Am coborât la un canal unde a căzut mașina și am constatat decesul. Nu mai era nimic de făcut. Era și necată. S-a răsturnat capul sub apă. Femeia de 56 de ani mergea spre Berexău când la un moment dat, nu se știe din ce cauză, a pierdut controlul mașinii. A lovit în plin un cap de pod. Impactul a fost unul violent, astfel că autoturismul a fost proiectat în canalul de colectare de la marginea drumului. Mașina a rămas înțepenită cu botul în jos, iar șoferița s-a trezit blocată în caroseria zdrobită. Din nefericire, nu a avut cum să se salveze. Apa a pătruns în mașină, iar ea a murit înecată. Azi, la un accident rutier, la fața locului am găsit o persoană decedată. Pentru scoaterea ei a fost necesară o muncă laborioasă, deoarece era într-un canal plin cu apă și a trebuit să folosim frânghiile ca să putem să o scoatem sus pe mal. Pompierii care au intervenit la locul accidentului au coborât la mașină în canal și au reușit să scoată victima. Polițiștii încearcă să afle identitatea conducătoarei auto și condițiile în care s-a produs accidentul. Din primele cercetări ei spun că probabil femeia a dormit la volan sau i s-a făcut rău pentru că nu există urmă de frânare. Este posibil ca șoferița să fi murit prin înecare. Femeia de la volan, în vârstă de 56 de ani, era din localitatea Comloșu Mare. S-a lovit de podețul care traversează canalul, după care a plunjat în canal, rezultând decesul conducătorului auto. Cel mai probabil, conducătorul auto a decedat ca urmare a înecului. Urmează să continuăm cercetările și să stabilim cu exactitate modul de producere a accidentului și cauzele decesului. E posibil ca șoferul să fie adormit sau să-i se fi făcut rău? Este posibil ca să fie adormit la volan sau să fie avut o afecțiune medicală. Din primele cercetări, polițiștii spun că mașina a ieșit de pe șosea cu aproximativ 40-50 de metri înainte de pod. A rulat cu două roți pe câmp, chiar pe marginea drumului, până a izbit capul de pod. Oamenii legii nu își explică ce s-a întâmplat. Există două posibilități, fie șoferița a dormit la volan, fie i s-a făcut rău. Cert este că mașina avea viteză, acul de la kilometraj s-a oprit la 100 de km pe oră. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Șoferița care și-a pierdut viața avea carnetul suspendat din 30 aprilie. Polițiștii au sancționat-o după o depășire neregulamentară, iar acum circula în baza unei adeverințe care expira la sfârșitul acestei săptămâni în 15 mai, apoi avea să devină pieton pentru o vreme.